5 dakika içeride. Ama zaten Silvio Mozart'a tak 10 sekunde şınav ve şınço dağıtın. Hani sen onu yüzeyinde. La, ben çıkıyorum. Haideți să vă spun de ce mi se prezentă foarte, foarte, cu foarte multe detalii și acum mă gând, cred că mi-am schimbat prezentarea de 7 ori. Nu neapărat prezentarea, cât firul a ceea ce doresc să, să rămâneți la finalul acestei prezentări sau acestei povești. Pentru mine este fantastic, am oportunitatea să vă spun povestea mea. Deci, pentru mine este extraordinar să, că voi ați venit și sunt convins că mulți dintre voi ați mai auzit povestea, dar mulți dintre voi nu și sunteți curioși. Înainte de toate, mi-aș dori să vă pun 3 întrebări și vă rog să vă implicați să-mi răspundeți. Să fiți atenți, nu știu câți butonați sau nu butonați, sunt foarte, văd că nu foarte mult, deci este foarte bine. Câți dintre voi sunteți antreprenori? Câți vreți să fiți antreprenori? Și o întrebare, cred că foarte, foarte importantă, mi-aș dori să fiți sincer cu voi, câți vă doriți în 2016 și vă asumați să fiți antreprenori în 2016? Cât mai încolo? Ok. Am un cine lucra, am puțin, dar am un cine lucra. Haideți să vă spun cum am început eu. Am fondat din urmă acum 11 ani. Am început prin foame, dacă vă spun foame, este foamea aceea fizică din stomac. Vă spun cu toată sinceritatea, deci asta m-a urmat foarte mult și mai lucrez de 5 ani la workshop, am avut oportunitatea să mai cumpăr și magazinul acesta online și încă alte cu care am mai dat greș. Sper să am timp să vă povestesc și de acele. Am început acum 11 ani, cum am început? Mi-a plăcut foarte, n-am mai posibilități, n-am mai masă de strada, părinții divorțați, ok, mai mama aceea și putea să mă dea mie sau de fapt să mă susțină. Cred că n-ați niciodată nu la ce visam eu să fac atunci. Și am început cu rețea de cartier, rețea de cartier care am făcut-o, era internetul, IMS, nu era ce este acum. Și nu vreau internet neapărat, pentru că plăceau calculatoare, am făcut liceul de informatică. Și cum să facă rețeaua de cartier? Păi, du-te la toți vecinii tăi, bate la ușă și zice, fraților, haideți să ne băgăm într-o rețea, bag eu cablu, știu despre ce e vorba, pune și voi bani de cablu, facem o rețea, ne ducem și 50-100 de oameni, 100 de apartamente, ne ducem, vindem ca rețea și vine cineva să bage internet, pentru că pe vremea aia nu exista să vină cineva să bage internet la tine unul singur, trebuia să fii deja un portofoliu. Și, surprinzător, chestia asta m-a ajutat foarte mult. Am reușit în 2 ani de zile să creez o rețea de 250 de abonați. M-a educat enorm de mult de ce pe plăbăteam la oameni și făceam la oameni acasă, oameni cu mentalitatea de genul nu te lăsa un străin în casă, știți mulți dintre voi ce înseamnă, m-a lăsat să intru în casă și am fost viitorii mei clienți pentru următorul proiect. Ok, și am zis ce fac eu cu rețeaua de cartier, nu prea făceam bani, făceam 5 lei și pe ea se uita românul să vadă ce fac eu cu 5 lei care mă lumeau mie din abonamentul pe care mi le plăteau lor, pentru că restul dădeam la furnizor. Și am zis, ok, ce fac eu de aici? Și am avut oportunitatea să dezvolt un business cu un prieten foarte bun. Noi nu eram asociați, eram angajat, el era tot, dar lucram amândoi, foarte interesant, acum aș spunea că e problemă. Și am dezvoltat o rețea, o companie mică, reparat calculatoare, mentenanță. Și a luat câteva decizii greșite și a zis, ce fac eu de aici? Haideți să dau rețeaua de cartier unor oameni care știau să-mi facă un script de magazin online. De ce? Cum mi-a venit ideea? Atunci nu erau magazine online care sunt acum și sunt mult mai puternice. Am zis, ok, ce fac? Mă duc să repar calculatoarele și în timpul ăsta eu trebuie să le vând niște calculatoare unele lor acestora. Hai să le pun ofertă online. Am reușit, am creat acest magazin online, pe fumat, cu nimic, cu ce bani? Asta foarte tare, pentru că aș vrea să vă încurajez foarte mult cei care n-aveți puteul să porniți antreprenoria acolo la în sfârșit. N-am prea rămas să trec strada și m-am dus la companiile cărora le repara calculatoarele și am rugat, vă rog eu frumos, dați-mi 3 luni în avans, fără factură, fără nimic, bani, că voi repara eu calculatoarele să-mi fac un SRL. Costa 1500 de lei banii noștri să fac un SRL. Atât am luat, atât am făcut SRL, le-am venit factură și le repara calculatoarele. Deci mi-am făcut SRL cu banii altora. Când mi-a venit ideea, mă poartă, dar la un moment dat, dacă îți dorești, îți iese. Am dezvoltat acest
acest magazin online cu regula clasică 3 fulls, prieteni, familie și alți fraie. De ce? Prietenii au fost la mine în companie și au lucrat și au făcut un filmuleț, este fantastic, mulți dintre ei sunt 11 ani aproape alături de mine. Doi, family, mama ce să spună dacă eu vreau să fac ceva, n-avea cum să se pună. Iar alt ful, nu știu, pot să le zic că oamenii care au crezut în mine și mi-au dat bani pe nimic, pe vorbe, pe lasă că mi-a duci tu calculator, îți dau astăzi bani și mi-a duci tu peste 2 săptămâni când asamblez la tine în dormitorul casei, lucruri de genul acesta. Deci clasică. Iarăși, deci am rezonat foarte mult cu povestea ta, am început, n-am terminat facultatea, am făcut-o 6 ani, 3 de 3 ori am 3, nu pare rău când am terminat-o, pe de cealaltă parte m-am apucat de business și mi-a plăcut foarte mult. Am avut oportunitatea, acum 5 ani de zile, că știți-o, un business mai repede, vă spun, era să dau kicks în 2015 la final, de ce? Naiv cum eram la început, a venit cineva instruit, la sfârșit, ce vrea să dau la sfârșitul anului, și a venit cineva, mi-a pus un cec pe masă și a zis vreau 3 laptopuri. Și eu zic, o, ce tare, dăm 25% avans, îți dau laptopurile, cu buletinul de stepele, se dau pe față, fac o paranteză cu etica. Și atât de naiv am fost, am dat 3 laptopuri, rămânând dator la furnizor și am muncit pentru laptopurile acelea 2 luni de zile. Faza ta este că după 2 luni de zile ne-au găsit atât de fraie că au revenit o altă firmă, o altă persoană și norocul meu a fost că persoana care m-a păcălit prima dată a răspuns la telefon, a, nu sunt eu și am recunoscut vocea, știți, când luați o țapă sau ceva, când e traumă, știți unde o simțiți toată viața. Și am simțit vocea, nu, că nu sunt eu, ia cineva. Am avut un prieten care a avut un prieten care avea o prietenă, care avea un șef mare prin poliție, pe la nu știu ce, face flagrant. Vin polițiștii stau la noi în birou ca să-i prindă pe acei oameni, pentru că vreau 6 laptopuri de data aceasta. Și noi ne-am pus în niște cutii de fujițu, pentru că laptopurile erau Toshiba, așa trebuie să punem etichete de Toshiba pe cutii de fujițu, niște surse amărâte, ca ea să plece cu 6 cutii de la noi din birou, ca să-i prindă afară din birou, pentru că dacă nu-i prind afară, înseamnă că nu poți să-i acuze. Și uitați cum ne-au recuperat suma după 2 luni de zile de țeapă, dar am muncit, dragile mele. Scuzați de expresie, n-a dat 2 luni, pentru că nu aveam bani să trece strada și trebuia să recuperăm cumva banii aceia și să-i plătim la furnizor. A trecut prin atâtea, încât, nu știu, n-am o oră să vă povestesc, dar, mă rog, rezonez foarte mult cu ce ai povestit tu. Ca etică, ce să vă spun, lumea e atât de mică, deci dacă ai dat unul